Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV! Iată ce v-am pregătit pentru această seară! Evaziune fiscală din traficul cu mașini la Giurgiu. Polițiștii giurgiuveni au demarat o amplă acțiune de sancționare a șoferilor care parchează neregulamentar. Municipiul Giurgiu are o strategie de dezvoltare până în anul 2020, care pune accent pe infrastructură și creșterea economiei. Stațiunea vinoviticolă Greaca a devenit doar o amintire a ceea ce era cândva viticultura românească. De ziua lor, copiii din Giurgiu sunt invitați la circ. 5 zile de reprezentații cu un spectacol aniversar. Importau autoturisme de lux pentru a le înmatricula în România, însă în realitate le vindeau în alte țări ale Uniunii Europene. De asta sunt bănuiți reprezentanții unei firme de mașini second-hand călcați miercuri dimineață demascați. 7 percheziții au fost realizate miercuri dimineață în București și județul Giurgiu de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală. Polițiștii români au fost însoțiți în aceste acțiuni de reprezentanții ai oficiului fiscal Bonn, Germania, perchezițiile vizând reprezentanții unei societăți ce comercializează autoturisme second-hand. Potrivit comunicatului oficial al poliției, din cercetări s-a stabilit că în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi importat în numele societății românești peste 50 de autoturisme de lux, fără ca acestea să ajungă în realitate și să fie înmatriculate în România, mașinile în cauză fiind vândute direct în Uniunea Europeană, preponderent în Germania, pentru a beneficia de prețul redus obținut prin neaplicarea taxei pe valoare adăugată. Acțiunea, desfășurată în virtutea cooperării judiciare internaționale, a fost coordonată de procurorii ai parchetului de pe lângă Tribunalul București. În urma perchezițiilor, 2 persoane au fost conduse la audieri, urmând să fie dispuse măsurile procedural penale ce se impun. Atenție unde vă lăsați autovehiculul, ați putea fi sancționat dacă nu respectați cetățenii municipiului Giurgiu. Este numele acțiunii pe care polițiștii rutieri o desfășoară pe străzile din municipiu. Vor fi sancționați așadar toți șoferii care parchează neregulamentar pe spații verzi, trotuare, locuri rezervate pentru persoanele cu dizabilități și în dreptul indicatoarelor rutiere care interzic oprirea și staționarea. Ca urmare a numeroaselor parcări neregulamentare pe care tot mai mulți dintre șoferii giurgiuveni le practică, de luni, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au demarat campania Respectați cetățenii municipiului Giurgiu. Sancțiunile vizează în special pe cei care încurcă traficul rutier și care consideră că legea nu este pentru toți, parcând în special pe trotuare, în apropierea trecerilor pentru pietoni și în dreptul indicatoarelor rutiere care interzic acest lucru. Polițiștii biroului rutier filmează cu ajutorul aparaturii video montate pe autospeciale autoturismele parcate neregulamentar, urmând ca în următoarele 48 de ore conducătorii auto să se prezinte la Poliția Municipiului Giurgiu pentru a ridica procese verbale de contravenție. Conducătorii autoturismelor care nu respectă normele de oprire și staționare vor fi sancționați contravențional de polițiștii rutieri. În cazul în care nu îl vor găsi pe șofer lângă mașină, aceștia vor întocmi procesul verbal și îi vor lăsa un bilet la ștergătoare, un bilet în care îl informează de fapta sa, anunțându-l că trebuie să se prezinte la sediul din strada Gheorghe Doja pentru ridicarea procesului verbal. În caz contrar, acest document va fi trimis direct la domiciliul șoferului sancționat. Municipiul Giurgiu are o strategie de dezvoltare locală până în 2020. Prezentarea și dezbaterile au avut loc astăzi la primărie. Principalele obiective fiind infrastructura, competitivitatea locală și creșterea economică. Miercuri, primăria Giurgiu a fost gazda unei întâlniri la care au participat executivul, dar și reprezentanții ai Consiliului Județean, prefecturii, instituțiilor deconcentrate, precum și consilieri locali. O întâlnire în cadrul căreia a fost prezentată strategia de dezvoltare a municipiului Giurgiu pentru perioada 2014-2020. Aceasta este disponibilă publicului pe site-ul primăriagiurgiu.ro încă din luna februarie și a fost actualizată după programele de dezvoltare naționale și europene, iar în cadrul ședinței de astăzi au fost subliniate principalele domenii de interes care cuprind și programul transfrontalier România-Bulgaria. Și noi credem că în acest moment, având și criteriile care au fost publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării privind programul operațional regional, în acest moment strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu cuprinde toate cerințele din aceste programe. Zicem că este o strategie aproape de perfecțiune în sensul că preia toate informațiile din aceste strategii regionale sau transfrontaliere sau naționale, nemai fiind nevoie ca la un anumit moment când se vor face
eu știu, lansări de proiecte sau de call-uri de depunere de proiecte, să mai fim nevoiți să modificăm ceva sau să realizăm că nu am prevăzut în această strategie. Strategia de dezvoltare locală a municipiului Giurgiu pentru perioada 2014-2020 cuprinde și principalele obiective de interes la nivel național. Cele mai importante puncte din program pe care trebuie să se pună accent sunt dezvoltarea infrastructurii și creșterea economiei. Direcțiile strategice locale sintetizează și vor permite să punem în aplicare ceea ce proiectele care vor conduce la îndeplinirea obiectivelor naționale. Accesibilitatea localității, care înseamnă infrastructură din toate domeniile, evident cu dezvoltarea urbană, competitivitatea locală și promovarea unei economii, o economie dinamică, creșterea care să respecte principiile dezvoltării durabile și, ultimul, dar nu în ultimul rând, evident, capitalul uman prin educație, sănătate și servicii sociale. Tot în strategia de dezvoltare mai sunt cuprinse și îmbunătățirea accesibilității, dezvoltarea rețelei de localități urbane, stimularea competitivității IMM-urilor autohtone, utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural. Valoarea totală a proiectelor care se doresc accesate de municipalitate depășește 110 milioane euro. Dacă e ultima zi de joi a lunii, e ședință de Consiliu Local. Nici luna mai nu face excepție, așadar mâine consilierii locali se vor întruni în ședință ordinară. O ședință în care municipiul Giurgiu se îmbogățește cu un nou cetățean de onoare. Un nume mare al culturii românești primește acest titlu. Este vorba despre directorul Teatrului Tudor Vianu, dramaturgul și jurnalistul Mircea Meonescu, căruia îi va fi conferit titlul de cetățean de onoare în ședința de joi 28 mai. După momentul festiv din deschiderea ședinței, consilierii au de dezbătut 34 de proiecte de hotărâre, printre acestea numărându-se aprobarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului în perioada 2014-2020, extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea incubatorul de afaceri, modificarea mai multor hotărâri anterioare de Consiliu, vizând taxa de habitat și impozitele și taxele locale, dar și acordarea unor sprijine financiare, la acest capitol fiind inclus un nou proiect de hotărâre ce acordă ajutor financiar asociațiilor de proprietari care au realizat igienizarea subsolurilor. În aceeași ședință va fi dezbătută și încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Sportivă FC Alcaro, dar și atribuirea de denumiri unor tronsoane de străzi din municipiu. În afara celor 34 de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, consilierii vor fi informați asupra deciziilor luate de Societatea Giurgiu Servicii Locale pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi, aceea societate fiind cea care va prezenta și o informare privind situația financiară la finalul anului trecut. O altă informare ce va fi prezentată consilierilor locali este cea privind activitatea poliției locale în primul trimestru al anului. Direcția Generală Anticorupție se pregătește zilele acestea să sărbătorească 10 ani de la înființare. Cu această ocazie, conducerea instituției organizează diverse acțiuni în Giurgiu și astăzi am avut parte de o astfel de acțiune. Împlinim 10 ani de la înființarea direcției noastre. Mulțumim frumos! Deci vrem o campanie de prevenire a faptelor de corupție în rândul cetățenilor. Ce vă rugăm frumos, aveți aici un pliant care conține definiția corupției, cât și da, modalitatea adică de... cum să ne ferim de hoți. Și cum da. Modalitatea de sesizare a faptelor de corupție. Așa. Să vă numim un pliant în care țăși un fix. Aveți aici, pe pliant, telefonul nostru la care puteți sesiza gratuit fapte de corupție comise de funcționare ai mai. Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au fost astăzi prezenți pe străzile din oraș, unde au împărțit pliante giurgiuvenilor. Scopul este clar și concret, înștiințarea cetățenilor cu privire la faptele de corupție. Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Giurgiu, prin reprezentanța ai Poliției Locale, desfășoară o amplă campanie de prevenire a faptelor de corupție în rândul cetățenilor din municipiul Giurgiu. Activitatea are ca scop conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile implicării în fapte de corupție. În cadrul activității, cetățenii vor fi informați cu privire la definiția corupției, modalitatea de sesizare a faptelor de corupție, mai precis că aceștia pot semnala gratuit linia Telverde Anticorupție 0800 806 806, care este operațional gratuit din orice rețea și
E operațională de la înființarea direcției noastre, mai precis din anul 2005. Campania face parte dintr-o serie de evenimente ce au fost organizate în această săptămână cu ocazia împlinirii a 10 ani de existență a Direcției Generale Anticorupție, serie ce a debutat luni cu un seminar organizat la Ateneul Nicolae Bălănescu și continuă joi cu o premiere specială a elevilor implicați în campaniile derulate de instituție. Suntem pozitivi și sperăm ca cetățenii să ia atitudine și să semnaleze astfel de fapte. Profit de această ocazie pentru a mulțumi partenerilor implicați în această campanie de prevenire, mai precis Primăria Municipiului Giurgiu, cât și Consiliul Județean Giurgiu. Vă mulțumesc! Înființată în urmă cu mai bine de 50 de ani, stațiunea de cercetare vinoviticolă Greacă ajunsese după 4 decenii de funcționare una dintre cele mai renumite unități de acest gen din lume. Dincolo de producțiile record în ceea ce privește strugurii de masă, stațiunea devenise un punct de referință și în cercetarea în domeniu. La invitația Consiliului Județean Giurgiu, la întâlnirea dintre autoritățile române și cele bulgare, ce a avut loc marți în Comuna Greaca, a participat și fostul director al fostei stațiuni vinoviticole din această comună giurgiuveană. Costache Anastasia a evocat o instituție distrusă de sistem, ca multe altele de fapt, instituție care, pe lângă performanțele economice, era lider mondial și în ceea ce privește cercetarea în domeniul vinoviticulturii. Eu am lucrat aici de la terminarea facultății până la pensie. Am venit în zonă unde la stațiunea Greacă era un hectar și jumătate de vie. Am făcut în acești ani 1500 de hectare de vie. 170 de hectare de port altoi. 3 milioane jumătate de vițe altoite produceam. Stațiunea Greacă era singura stațiune specializată pentru cultura strugurilor de masă. Au fost create la stațiunea Greacă 10 soiuri noi de struguri de masă. Cu regret în suflet, fostul director al stațiunii a vorbit despre ceea ce însemna stațiunea Greacă, dar și despre ceea ce angajații acesteia au lăsat în urmă. Mai multe soiuri de struguri de masă pe care România nu îi mai produce, dar țări precum Grecia și Italia le cultivă și le exportă cu un succes financiar demn de luat în seamă. Astăzi, soiul Victoria, care se cultivă în Grecia, este preluat în Italia, fac culturi pe suprafețe imense din soiul acesta. Este cu bob tip afuzalit, tip bulgar, cu bobul foarte mare, cu coacere timpurie. Colectivul de cercetare a fost, era activitatea de producție organizată pe ferme, 16 ferme avea stațiunea Greacă și sectorul de cercetare care era cu 30 de ingineri cercetători. Drumurile din nordul județului sunt cel mai intens circulate. Aceasta este concluzia primelor acțiuni realizate de angajații Direcției Județene de Transporturi în cadrul recensământului traficului rutier, acțiuni care continuă până la sfârșitul anului. Cele 4 acțiuni de monitorizare a traficului în cadrul recensământului rutier din lunile aprilie și mai s-au derulat foarte bine pe drumurile județene din Giurgiu. Am avut două recensământă, ca să zicem așa, pe 13 și 19 mai. Totul a decurs conform hotărârilor noastre. Acțiunea s-a derulat simultan pe mai multe drumuri județene. În 29 de puncte de control au fost și verificați, ca să nu neapărat că nu avem încredere în oamenii noștri, dar pot veni și din alte zone și mă refer la CNADR ca să verifice dacă totul e în regulă. Cât despre concluziile la care s-a ajuns în urma primelor acțiuni de recensământ, nu apar, cel puțin deocamdată, modificări în datele cunoscute anterior. Ca de obicei, zonele cu trafic intens sunt în zona nordică a județului, în zona apropiată, sectorul agricol Ilfov și a capitalei. Deci nu s-au schimbat polii de trafic, dar sigur că da, toate documentele se strâng, se analizează. Acum o să mai avem câteva acțiuni în luna august. Recensământul traficului rutier continuă până la jumătatea lunii noiembrie. Ce ține de noi este să realizăm
tot ce tranzitează în ambele sensuri se notă, numai și noi pe drumurile județene. Cu toate că au drept de vot în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, elevii giurgiuveni nu sunt informați când au loc ședințele acestora sau cel puțin acestea sunt semnalele primite. Problema a fost adusă în atenție într-o recentă conferință de presă de către unul dintre reprezentanții consiliilor elevilor, liceanul Cătălin Lungu. Senatul a adoptat acum mai bine de o lună o propunere normativă ce modifică Legea Educației Naționale, care nu doar că dă dreptul unui reprezentant al elevilor să participe la ședințele Consiliului de Administrație ale liceelor și școlilor post-liceale, ci le acordă elevilor și drept de vot în aceste organisme. Nu știm exact care este situația în țară, dar la Giurgiu, membrii acestor consilii de administrație, din care fac parte directorul și profesorii, uită să informeze elevii asupra datelor la care sunt convocate ședințele. Cel puțin asta reiese din declarația lui Cătălin Lungu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor. Li s-au aprobat ca Consiliul de Administrație din școli și licee cât un membru să votăm și noi, tinerii, numai că asta nu se face în momentul ăsta. Încă noi nu suntem informați când au ședințele de Consiliul de Administrație și nu înțeleg de ce nu ne informează și pe noi. Pur și simplu, de fiecare dată ni se spune că suntem și noi ascultați, ne ia și pe noi în calcul, dar văd că nu se face nimic în situația aceasta. Deși ar putea să pară că problema ridicată de tânărul giurgiuvean nu ar avea prea mare importanță, senatorul Nicolae Bădălău i-a sfătuit pe liceenii nemulțumiți să facă o adresă oficială, prin care să aducă la cunoștința prefecturii situația în care se află, pentru că până la urmă este vorba despre o încălcare a legii. Deocamdată însă, liceenilor nu le rămâne decât să spere că, din anul școlar viitor, cadrele didactice din consiliile de administrație ale unităților de învățământ își vor aminti că au totuși obligația legală de a-i anunța și pe reprezentanții elevilor data, ora și locul desfășurării ședințelor și să le ofere dreptul la vot care le-a fost acordat prin lege. Printre numeroasele surprize ce li se pregătesc copiilor din Giurgiu de ziua lor, se numără și o serie de reprezentații la circ. Acrobați, clovni și multe animale. Aceasta este oferta specială a circului ce a poposit zilele acestea la Giurgiu. Lame, cămile, ponei, șerpi, maimuțe, foci, toate acestea reprezintă o surpriză pentru copiii din Giurgiu de ziua lor, de 1 iunie. O surpriză venită mai devreme față de ziua oficială. Și asta pentru că începând de joi, pe deja tradiționalul amplasament din fața Spitalului Județean, a venit din nou circul. Așadar, primul spectacol este programat joi seară, iar în weekend copiii vor avea parte de multe surprize, pentru că sunt programate mai multe spectacole special pentru ei. Joi, vineri și luni, de 1 iunie, spectacolele sunt programate seara de la ora 19, însă sâmbătă și duminică vor fi câte două reprezentații, la 16 și la 19. Nu este pentru prima dată când Circul Toredo vine la Giurgiu, însă acum are un motiv special. Un spectacol nou, un spectacol aniversar a 60 de ani de experiență în domeniul circului, de când tatăl lui Ciprian Toredo, Nicolae Tuturică Toredo, a susținut primul spectacol de circ într-un cort. Cum era odată pe vremuri la Bălciuri, a fost primul care a făcut un spectacol de circ într-un cort de plastic cum este și acesta. Venim cu un spectacol nou, un spectacol de 2 ore, cu foarte multe acrobații la înălțime, semi-înălțime, la sol, cu momente comice, clown muzical, avem clown din Rusia, acrobații colaboratori al circului Globus și foarte, foarte multe animale, de la lei, foci de mare, foci, lei de mare, maimuțe, șerbi, varani, cămile, lame, ponei, cai, o sumedenie de animale. Foarte, foarte multe surprize pentru copii, un spectacol de calitate. Seria spectacolelor debutează joi la ora 19. Noi vom susține spectacolul din data de 28 mai până în 1 iunie inclusiv. Joi, vineri și luni, 1 iunie, avem un spectacol la orele 19, un singur spectacol pe zi, iar sâmbătă și duminica două reprezentații la 16 și respectiv 19. Și dacă oferta circului vi se pare interesantă, probabil că sunteți la fel de interesați și de prețul biletelor. Acesta este cuprins între 30 și 40 de lei. A ales Giurgiu pentru a-și lansa cel mai nou album. Interpretul de muzică populară Vasile Ciobanu va fi prezent vineri la Ateneul Nicolae Bălănescu într-un spectacol în care îi va avea alături pe colegii săi, printre care Petrică Mățu Stăian sau Silviana Râciu. Prin urmare, giurgiuvenii sunt invitați din nou la spectacol.
Doamne, n-am contract cu viața. Acesta este titlul noului album pe care solistul Vasile Ciobanu a ales să-l lanseze oficial la Giurgiu, în cadrul unui nou spectacol de ținută. În această superbă sală de concerte a Ateneului Nicolae Bălănescu din Giurgiu, vineri se va consuma un eveniment folcloric deosebit. Spun aceasta gândindu-mă la îndrăgitul interpret al cântecului popular mehedințean, Vasile Ciobanu, care a ales municipiul Giurgiu să fie gazda lansării ultimului său album muzical, Doamne, nu am contract cu viața. De ce a ales totuși solistul Giurgiu pentru a-și lansa albumul? În participările domniei sale în diferite ocazii, a rămas impresionat de publicul cald, publicul giurgiuvean iubitor de cântec popular. Protagonistul serii nu va veni singur la Giurgiu. El va fi însoțit de prieteni buni, nume sonore ale folclorului românesc. Vineri la ora 18, împreună cu mulți dintre prietenii săi din cântecul popular românesc, să lanseze acest album și când spun aceasta, mă gândesc că alături de domnia sa, timp de 3 ore, ne vor mai încânta cu melodii frumoase din repertoriul fiecăruia dintre invitați, îndrăgitul interpret Petrică Mâțu Stoian, Silvana Râciu, Luciana Văduva și, nu în ultimul rând, Iulia Mihai, o tânără interpretă consacrată care vine din comuna Clejan, județul Giurgiu, o deținătoare a multor zeci de trofee la competițiile de gen din țară. Fondul muzical al spectacolului de vineri va fi asigurat de ansamblul folcloric Muntenia, iar îndrăgita Silvana Râciu va avea de această dată un dublu rol, cel de interpretă, dar și cel de prezentatoare. Trebuie să menționăm faptul că iubitorii de cântec popular vor putea participa la acest eveniment de excepție, intrând în sala de spectacole numai cu invitație oferită gratuit de organizatori. Jandarmii giurgiuveni sunt prezenți și în lumea sportului. În această perioadă, plutonierul Cătălin Doncea se află în Bulgaria la campionatul european de tenis de masă al polițiștilor, iar colegul său, plutonierul ajutant Sandu Florin, tocmai s-a întors cu o mențiune de la campionatul de atletism și cross. Inspectoratul județean de jandarmi se poate mândri cu jandarmii sportivi pe care îi are. În perioada 27-31 mai, plutonierul ajutant Cătălin Doncea este prezent la Varna, Bulgaria, acolo unde are loc campionatul european de tenis de masă al polițiștilor. Este o onoare pentru noi că un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi județean Giurgiu va reprezenta atât Ministerul Afacerilor Interne cât și Jandarmeria Română la o competiție internațională. Plutonierul ajutant Doncea Cătălin a obținut rezultate deosebite la tenis de masă și, bineînțeles, că ne dorim ca și acum să se întoarcă cu o medalie. Plutonierul ajutant este nelipsit de la competițiile interne încă din anul 2005, iar în urma rezultatelor obținute la acest sport, jandarmul giurgiuvean a fost selecționat în lotul Ministerului Afacerilor Interne pentru a participa la această competiție. De asemenea, un alt jandarm giurgiuvean a participat la un eveniment sportiv. Un rezultat bun a fost și cel de la campionatul de atletism și cross, care a avut loc săptămâna trecută la Brașov. De data aceasta, plutonierul ajutant Sandu Florin a ținut o mențiune în proba de săritură în lungime. Plutonierul ajutant Florin Sandu a reușit anul trecut să se claseze pe locul al treilea, însă anul acesta plutonierul ajutant a reușit doar o mențiune la proba săritură în lungime, asta în urma unei accidentări ce l-a împiedicat să-și doboare recordul personal de 6 metri. Păi bine, să revedeți principalele știri pe scurt. Evaziune fiscală din traficul cu mașini la Giurgiu. Polițiștii giurgiuveni au demarat o amplă acțiune de sancționare a șoferilor care parchează neregulamentar. Municipiul Giurgiu are o strategie de dezvoltare până în anul 2020, care pune accent pe infrastructură și creșterea economiei. Stațiunea vinoviticolă Greaca a devenit doar o amintire a ceea ce era cândva viticultura românească. De ziua lor, copiii din Giurgiu sunt invitați la circ. 5 zile de reprezentații cu un spectacol aniversar. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Rămâneți cu noi, urmează ședința integrală a Consiliului Județean de astăzi. Eu sunt Ana Maria Trăznea, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la 19:30. Așadar, pe curând!